dragi telespectatori, bine ați revenit la emisiunea Generația de Mâine. Emisiunea de astăzi o dedicăm în întregime Asociației Autism Baia Mare. Veți descoperi oameni minunați care fac acolo lucruri minunate și veți descoperi copii care au crescut frumos la Asociația Autism Baia Mare și care astăzi sunt niște campioni cu care noi toți ne mândrim. În platoul nostru, doamna Andreea Iațu, vicepreședintele Asociației Autism Baia Mare, bine ați venit, bună ziua! Bună ziua, mulțumim pentru invitație! Eric Lazar, dragul meu prieten, bine ai venit, Eric, mulțumesc! Bine v-am găsit! Și domnișoara Carmen Satmari, antrenor de judo, bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea! Este o provocare, în primul rând, pentru Eric, dar eu sper din suflet ca toți să vă simțiți bine și la un moment dat să reveniți, pentru că, având o întâlnire înainte și discutând despre ceea ce faceți voi acolo, m-am gândit că ar fi frumos să reveniți și să ne povestiți pe rând despre fiecare activitate pe care o desfășurați acolo, pentru că, după părerea mea, toate reprezintă interes. Astăzi vorbim despre sport, pentru că vă pregătiți intens la judo, mai exact, și la altele, dar mai întâi să o luăm cu începutul, Andreea, pentru telespectatorii care sunt acum în fața televizorului și nu știu prea multe lucruri despre autism. Ce este autismul și cum se manifestă el? Întâi, cred că ar fi important să spunem cine suntem noi. Noi suntem Asociația Autism Baia Mare, o asociație înființată de părinți în 2008, mai precis de 8 părinți ai copiilor cu autism din județul Maramureș. Am început timid. În 2008 să oferim servicii de conștientizare referitoare la tulburare de spectru autist. Apoi din 2010 am început să oferim efectiv servicii pentru copiii din județul Maramureș. În acest moment avem 76 de copii și tineri cu tulburări de dezvoltare în general din întreg județul Maramureș, dar și din județele limitrofe. Și ne mândrim cu cei 3 centre de zi de recuperare licențiate, unul la Baia Mare, care este cel mai mare, un centru la Târgu Lăpuș și un centru la Sighetul Marmației. Acum, în momentul în care vorbim despre o persoană cu tulburare din spectru autism, vorbim de un spectru larg de manifestări. Fiecare copil cu autism este o persoană distinctă, nu se aseamănă unul cu celălalt. Simptomele merg pe partea de socializare, pe partea de limbaj, pe partea de comportament. Ne bucurăm că în ultimii ani tulburarea de spectru autist este diagnosticată din ce în ce mai repede. Dacă în 2008-2009 veneau cazuri la 4-5 ani, acum vedem copii diagnosticați de vreme, înainte de 2 ani, și ne bucură, pentru că asta înseamnă că noi facem suficientă conștientizare și informare, medicii sunt din ce în ce mai bine pregătiți și credem că e importantă partea aceasta de diagnosticare precoce, pentru că și intervenția poate să fie precoce. Atunci când vorbim de tulburarea de spectru autist, vorbim de o gamă largă de manifestări ce implică servicii, ce ar trebui să implice servicii integrate. Deci, pe de o parte, partea de terapie comportamentală, logopedie, kinetoterapie, partea de medicație, adică neapărat o relație strânsă cu medicul psihiatru-pediatru, cu medicul pediatru, dar noi, în cadrul centrului, pe lângă partea aceasta, să zicem, de terapie, logopedie, kinetoterapie, oferim activități de care se bucură orice copil. Noi acum în emisiune am venit pentru partea de sport, dar noi facem foarte multe activități în cadrul centrului și în afara centrului. Pe de-o parte, să ne povestiți despre toate. Sunt bucuroasă să aud asta. Pe de-o parte, ne bucurăm cu partea de sport, de judo, de not. Apoi
foarte multe ateliere de grădinărit, de dans, de muzică. Mergem foarte mult și în afara centrului, pentru că viața reală nu se întâmplă în cadrul centrului, se întâmplă în afară. Implicăm pe copii în ateliere culturale, de exemplu la Dan Leș, la Casa Olarului, copiii sunt fascinați de partea de olărit, apoi partea de echitație. Ce frumos! Încercăm să ieșim cât mai mult cu ei, să avem excursii în țară, în străinătate. Noi tocmai am venit weekendul trecut dintr-o excursie de 2 zile în Budapesta. Urmează să mergem la finalul lunii la zoo în Irethazo. În septembrie vom merge în Austria. Așa că avem programate multe activități. E foarte greu să rezum toată activitatea asociației, cea curentă, în câteva cuvinte, dar încercăm să oferim oportunități copiilor noștri exact așa cum beneficiază orice copil tipic. Îmi place foarte mult că e o relație foarte strânsă între voi, fetele de la Asociația Autism Baia Mare, părinți și copii. Cu toții sunteți o adevărată familie, așa e? Cred că numai așa putem să reușim, doar împreună, pentru că la un moment dat trebuie să ne întâlnim undeva și e important să ne întâlnim la mijloc, pentru că viziunea terapeutului e una mai obiectivă, viziunea părintelui este una mai subiectivă și atunci e important să ne întâlnim la mijloc în beneficiul copilului. Noi ne-am creat această relație în timp. Noi oferim servicii efectiv din 2010. Marea majoritate a copiilor care sunt în momentul acesta în centru sunt copii care sunt de minim 6 ani la noi în centru și atunci e clar că ne-am făcut o relație strânsă și uite, se văd rezultate. În aceste excursii pe care tu ai pomenit, Adineaur, merg și părinții și copiii sau merg terapeuții cu copiii? Vin și părinții, pentru că, uite, ne-am dat seama că foarte mulți dintre ei n-au ieșit din țară, n-au mers în excursii și atunci cumva le creăm ocazia aceasta să vină împreună cu copiii, dar am avut și activități în care ne-am dus doar noi, terapeuții, cu copiii. Dar, mare parte, da, vin și părinții și e o delectare și pentru ei. E foarte frumos, ați început cu pași mici, întâi ați fost în țară, ați vizitat pe aici ce a fost de văzut frumos și apoi ați oferit oportunitatea copiilor și părinților să vadă orașe mari. Da, e importantă partea asta de desensibilizare, pentru că noi dacă ne-am fi dus din start în Budapesta, unde ne-am făcut într-o zi vreo 25.000 de pași, ar fi fost tare greu pentru copii din prima să facă asta. Și atunci am început cu excursii locale, să zic, și în județele limitrofe. Ne-am dus cel mai departe până la Târgu Mureș, la zoo. Da. Și apoi am început de anul trecut să mergem și în străinătate și o experiență cumva total diferită, pentru că într-adevăr sunt și kilometri mai mulți și limba e diferită și stăm la hotel. Wow. Și sunt multe schimbări. Și cum reacționează copiii la astfel de schimbări? Nesperat de bine. Da. Noi ne-am bucurat tare mult că, uite, acum în ultima excursie a fost destul de cald. Și noi, adulții, ne-am cam plâns de căldură și că e destul de greu să faci pași mulți pe o căldură e mare, dar copiii nu s-au plâns. Și am fost impresionați. Mă bucur să aud asta. Vorbește-ne puțin, pe scurt, despre echipa care este la centru. Cine sunt fetele care se ocupă de copii? Eu spun întotdeauna că echipa noastră e una dintre cele mai frumoase echipe. Într-adevăr, eu sunt cea mai veche din echipă. Sunt din 2009, primul angajat, primul voluntar și primul angajat. În acest moment avem o echipă formată din 14 oameni, psihologi, psihopedagogi, logopezi, asistenți sociali, instructori sportivi. O echipă foarte bine închegată, o echipă veche.
și suntem ca o adevărată familie, ne susținem una. Și la celelalte centre pe care noi le avem, la Sighetul Marmației și la Târgu Lăpuș, sunt niște oameni deosebiți care înțeleg foarte bine nevoile copilului, nevoile familiei și fac în așa fel încât să existe rezultate și să nu uităm niciodată scopul nostru și unde ne dorim să ajungă copilul. Și acum tinerii, pentru că marea majoritate a copiilor noștri au crescut, sunt adolescenți și adulți tineri. Au crescut frumos, voi ați avut grijă de asta și tot aprecierea din partea mea că ați reușit să faceți lucrul acesta. Salutăm întreaga echipă, toate fetele sunt extraordinare, cu suflet bun și frumos și datorită lor, astăzi, copiii de astăzi, adolescenții de astăzi, au performanțe așa frumoase la sport și în alte domenii, fiecare ce și-a ales. Tot ai pomenit de judo. Cum ați ales acest sport? Noi am avut în 2011 un proiect câștigat prin programul În stare de bine. Am început cu niște sesiuni sportive pentru că ne-am dat seama că e important să includem copiii în activități de grup, pe lângă partea de kinetoterapie pe care noi o oferiam. Am avut la acel moment un instructor de judo, un antrenor care lucra cu copiii noștri. Dar bine, el lucra pe proiect pe partea de sportivă, nu neapărat de judo, și a venit cu această propunere să facă cu copii judo pentru că a văzut în timpul antrenamentelor pe care el le oferea potențial. Și am început cu un număr mic de copii, număr care a crescut. La început a fost mai greu pentru că copiii nu aveau habar, nu știau exact ce trebuie să facă, nu înțelegeau exact regulile, dar acum am ajuns foarte departe, într-un timp foarte scurt. Cum a fost întâlnirea cu Carmen? Sunt foarte curioasă. Antrenorul cu care lucram la acel moment și-a adus un ajutor pe Carmen. Carmen nu avea niciun fel de contact până la acel moment cu copiii cu nevoi speciale. Și a rămas alături de noi și acum Carmen antrenează copiii noștri. Ce frumos! Carmen, cum e în familia Asociației Autism? Cum te-au primit fetele, ia spune-ne? Mult mai bine decât mă așteptam. Cumva mă așteptam să fiu primit, ok, dar nu chiar atât de călduros, adică să fiu integrată ca și una de-a lor din prima. Nu m-am simțit ca o persoană nouă în grup. Chiar ne-a așteptat de bine. Ai mai lucrat cu copii înainte să îi antrenezi pe cei de la Asociația Autism Baia Mare? Cu copii tipici, da. Da. Am mai lucrat, am mai antrenat tot la judo, dar cu copii cu nevoi speciale a fost prima întâlnire. Da. Și cred că te-ai lipit de ei. Da. Și acum sunt cei mai buni prieteni ai tăi, din câte am văzut da. În fotografii. Vă susține și sunteți chiar foarte, foarte apropiați. Da. Și tu, la rândul tău, ești o campioană. Ai un pic de experiență. Ia spune-ne puțin despre tine. Cum a început dragostea asta pentru judo, Carmen? A început la 6 ani. Da. Întâmplarea a fost foarte simplă. Eram la școală. Antrenorul meu de atunci venise la școală, împărțea pliante pentru cine dorea să încerce. A mers. Mi-a plăcut și de atunci am rămas în sala de judo până acum. Ești pe Măreancă? Da. Da? Da. Aici ai început? Unde ai început tu să faci sport? La CSM Baia Mare. Da? Și în prezent ești tot acolo? Nu, în prezent nu mai sunt acolo. Ok. Să ne-l prezinți, te rog, tu pe Eric, din punctul de vedere al antrenorului. Cum este Eric? Un mare sportivul campion. Eric este un mare campion. Da. Eric, ție îți place la judo? Da. Da? De cât timp faci judo?
De 3 ani, cam așa? De 3 ani. Da? Și îți place la judo cu Carmen să te antrenezi? Îți place? Da, da? Îmi place. Ai participat la concursuri? Da, am participat și la concursuri. Multe concursuri ne-ai adus și astăzi, cupe, medalii, să vedem. Ai obținut locuri frumoase la concursuri, da? Da. Ce premii ai obținut? Spune-ne tu. În Olanda am luat locul 3 în 2022. Da, felicitări! A fost primul concurs la Olanda? Da. Da? A fost frumos acolo? Da. Cu cine ai fost? Cine te-a susținut la Olanda? Am ținut antrenorul din satul mare. Da. Și... familia? Părinți. Și pe mama mea. Mama? Da. Lili? Da. Da? Da. Cum e relația cu mama ta? Cum vă înțelegeți? Sunteți prieteni buni? Da, înțelegem foarte bine. Te susține mama? Da, mă susține. Merge cu tine peste tot? Da, mai merge. Da, merge. Este tare mândră de tine, îți spun eu. Da. A avut așa o sclipire în ochi când mi-a povestit despre tine și despre tot ce faci tu. Știu că tu ești un băiat foarte harnic, îl ajuți acasă și pe tata să facă tot felul de lucruri. Suntem tare mândri de tine. Da. Tu cum te simți la Asociația Autism Baia Mare cu fetele de acolo? Cum te înțelegi? Mă înțeles foarte bine. Da? Cine îți place cel mai mult de la asociație? Pe cine iubești tu cel mai mult? O iubesc pe Camesita și pe Anca Mică. Anca Mică, Anca Petrar, este terapeuta ta. Da. O salutăm pe Anca, sunt sigură că o să ne urmărească și o să fie tare, tare mândră de tine, așa cum este și Carmen. Da. Așa-i? Da. La ce concursuri ai mai fost, Eric? Am fost și la Cluj. Da. Acolo cum a fost la Cluj? Ce premiu ai obținut? Am luat premiul 2. Da, felicitări. Apoi? Apoi a fost și în Grecia. Și în Grecia? Da. Am luat și locul 3. Felicitări. Și la Croația cum a fost? A fost bine. Da? Acolo ce premiu ai obținut? Tot locul 3. Felicitări. Te felicit, ești foarte, foarte harnic. Îți place la judo? Este sportul tău preferat? Da. Tu ai mai făcut și alte sporturi. Ce ai mai făcut? Ai făcut not? Da. Da? Și not. Și îți place mai mult la judo sau la not? Și la judo și la not. Așa. Ai mai și călărit, din câte știu eu. Da. Da? Da. Îți place și acolo? Da, îmi place și acolo. Și ce activități mai ai tu acolo la Asociația Autism Baia Mare? Ce faceți? Ce mai faceți? Mai faceți sport cu domnul Iațu, am înțeles. Da, mai facem și sport cu domnul Iațu. Cum e la sport cu domnul Iațu? Foarte bine. Vă distrați sau e greu? Ne și mai distrăm, e și un pic greu. Am înțeles că v-a dus în cantonament. Da, a fost și în cantonament. Da? Cum a fost acolo în cantonament? Foarte frumos. Da? Cu cine ai fost? Am fost eu cu mami, cu Adela. Adela e mătușa ta, care de asemenea te susține foarte mult. Da. Și cu toți prietenii tăi de la asociație, așa? Da. Și cum a fost? Ați făcut exerciții dimineața, la amiază, seara? Am înțeles că au fost antrenamente intense. Domnul Iațu ia treaba în serios. Da. Este un sportiv care acum se ocupă în adevăratul sens al cuvântului de voi. Da. Acest sportiv e de performanță. Au făcut și teren. Da. Și în excursii. Am fost și în excursii. Foarte bine. Povestește-ne puțin, Andreea, despre cantonamentele pe care le faceți voi cu domnul Iațu, că zicea că e interesant așa. Cum se desfășoară? Ce faceți mai exact acolo? Am fost la un singur cantonament, am fost în anul trecut.
Și ideea a pornit de la faptul că copiii noștri nu au avut ocazia, mare parte dintre ei, să meargă la orele de sport, din diferite motive. Au mari probleme pe partea aceasta de motricitate fină, grosieră. Soțul meu, Cristi, a văzut toate aceste probleme pe care ei le au și s-a oferit să facă niște antrenamente generale cu copiii, să-i învețe mai degrabă partea de școală alergării și partea de coordonare. Așa s-a născut grupul. Antrenamentele noi le-am făcut și le facem pe terenul de atletism, o dată pe săptămână, de obicei luna, de la ora 6. Este un grup mixt, adică copii și tineri alături de părinți și o parte din echipă. Sunt antrenamente interesante, să zic, colorate, cu mult joc, deși lucrăm intens pentru toate grupele musculare. După ce am făcut mai multe antrenamente, cumva ne-am gândit că ar fi interesant să le dăm și copiilor ocazia să vadă ce înseamnă un cantonament. Așa că ne-am dus în stațiunea Izvoare, de vineri până duminică. Wow. Și în fiecare zi am avut trei antrenamente, unde am făcut exerciții pentru toate grupele musculare, am alergat mult. În plus, a venit și Carmen cu noi și am făcut și câte un antrenament de judo cu toții. Și a fost o experiență interesantă, mai ales că cumva către finalul zilei ne-am relaxat destul de mult și am făcut și un grătar și am stat la povești și a fost o atmosferă cumva foarte relaxantă. Mă bucur mult să aud asta. Îmi dau seama că toate întâlnirile pe care le faceți voi devin adevărate sărbători. Vă simțiți atât de bine încât nici nu vi se mai pare greu ceea ce faceți. Cumva noi lăsăm la o parte tot ce înseamnă formalitate, pentru că, așa cum am mai zis, noi deja ne cunoaștem de foarte mulți ani. S-a creat o legătură puternică între noi și cred că asta e și cheia succesului. Pe de o parte, pentru că vedem rezultate frumoase la copiii noștri, vedem schimbări reale în modul de gândire al părinților și modul în care se raportează la diagnosticul copilului și la viitor. Și pe noi, acum eu sunt la bază asistent social, sunt vicepreședintele asociației și cumva pe noi ca și echipă ne-a schimbat foarte mult relația aceasta foarte bună pe care noi o avem cu părinții. Acum, pare că totul e roz, nu e roz. De multe ori avem foarte multe discuții grele, discuții dificile, dar pe care trebuie să le purtăm pentru binele copilului. Și cred că atâta timp cât avem cu toți, atât terapeuți, cât și părinți, același scop, același țel și lucrăm în această direcție, lucrurile merg spre bine. Mulțumesc foarte mult! Andreea, aș vrea să-mi spui acum cine are grijă de această relație? Copii, părinți, terapeuți? Cred că fiecare își face partea lui. Și foarte important, pentru că noi ca și părinți suntem o mică parte din puzzle-ul ăsta imens. Noi ne facem partea noastră, părinții își fac partea lor, copiii își fac partea lor. E foarte important, într-adevăr, când există un ochi care veghează asupra tuturor, e important tot ce e sub, ce nu se vede, partea, de exemplu, de finanțare, partea de proceduri de lucru, partea de supervizare, adică tot ce nu se vede și care e foarte important să existe, pentru că altfel ar cădea tot, pentru că asta e baza, asta e temelia. Voi aduceți profesioniști care se ocupă de terapeuți. Ele mereu sunt la cursuri, se pregătesc și sunt
foarte active în această sferă. Nu ai cum să nu fii așa, pentru că știința merge înainte, totul cumva progresează, trebuie să progresăm și noi. Terapia pe care noi am oferit-o în momentul în care am început să oferim servicii în 2010 nu are legătură cu ce facem acum. Da. Pe de o parte, pentru că ne-am îmbunătățit foarte mult serviciile, avem foarte multă experiență, vedem ce se întâmplă în timp și ăsta e un avantaj enorm pentru că, având atât de multă experiență, ne dăm seama cam cum o să decurgă lucrurile. Avantajul ăsta noi nu l-am avut în 2010, că eram chiar la început. Și atunci e mult mai ușor să abordăm anumite situații, plus că e important, într-adevăr, să ai cei mai buni specialiști, e important să ți-i formezi. Cel mai important din tot angrenajul acesta este omul care lucrează cu copii, pentru că poți să ai cel mai frumos centru, cele mai bune materiale, atâta timp cât nu ai oameni care să lucreze cu copii, e în van. Noi punem foarte, foarte mare accent pe specialiștii cu care noi lucrăm și specialiștii care lucrează cu copiii noștri. De aceea avem relații cu cei mai buni oameni pe autism din țară și din străinătate. Mulțumesc pentru aceste informații. Aștept cu interes să revii în emisiunea noastră. Cu tine ne mai vedem data viitoare, cu ceilalți invitați ne vedem după un scurt moment publicitar.